Noul an școlar este luat din nou pe nepregătite. În mai puțin de o lună, elevii sunt așteptați din nou în clase. Aceștia sunt întâmpinați cu analize și statistici, cu soluții pentru probleme greu de înțeles pentru secolul 21. Vorbim despre toalete în curte și despre lipsa apei curente. Tratăm situația românește, cu răbdare și demersuri doar pe hârtie. Un lucru este cert, anul școlar începe și de această dată cu stângul pentru cele peste 150 de unități școlare din județul Mehedinți. Învățământul mehedințean este luat prin surprindere și în acest an. Calendarul ne arată că suntem în anul 2021, cu mai puțin de o lună, înainte de debutul anului școlar. Însă problemele pe care le găsim în școlile din Mehedinți ne amintesc rapid de evul mediu. Avem toalete în curte și unități de învățământ fără apă potabilă. Cerințele sunt greu de realizat, chiar și pe hârtie. Mai trist este faptul că demersurile pentru rezolvarea neregulilor sunt încă în dosare. Dificultatea obținerii acestei autorizații, în primul și în primul rând, lipsa apei în toate spațiile destinate învățării sau chiar dacă există această apă, este lipsa potabilității ei. Avem spații unde apa nu este potabilă și grupurile sanitare care să corespundă standardelor. Cunoașteți foarte bine că de 2 ani de zile prin hotărâri de guvern se asigură fonduri cu destinație clară pentru construirea de grupuri sanitare, fonduri care sunt alocate de către guvern prin inspectoratele școlare către autoritățile publice locale. Sigur, anul trecut au fost alocate fonduri, însă au venit undeva în luna octombrie, au început unele lucrări, nu au fost finalizate. Nici la capitolul transport nu stăm prea bine, în contextul în care doar 64 de unități școlare dispun de mijloace de transport. Asigurarea mijloacelor de transport elevi este o problemă care, de când s-a implementat acest sistem de transport al elevilor, a avut an de an nevoie de suplimentare și anul acesta avem 96 de microbuze școlare la nivelul județului Mehedinți, cu 9, 16, 28 de locuri și ar mai fi nevoie de 36 de microbuze. Vorbesc că aceste 96 sunt în uz, sunt funcționale. Nevoia de cele 36 este pentru că au trecut deja la unele 7-80 ani. Partea bună este că a crescut numărul unităților de învățământ care au intrat în proces de reabilitare, lucru remarcat și apreciat și de sindicaliști. Se vede o intervenție foarte clară, precisă, acolo când inspectoratul dispune de banii necesari pentru buna desfășurare a activităților școlare în județul Mehedinți, pe școli în parc. Vedem însă și nu putem să avem cuvinte de laudă față de reprezentanții UAT-urilor care nu se implică. Mai mult decât atât, nici astăzi nu sunt prezenți la una dintre, considerăm noi, cele mai importante teme discutate în ultimul trimestru la Prefectura Județului Mehedinți. UAT-urile nu știu care li sunt atribuțiunile în ceea ce privește funcționarea unității pe învățământ, ca să nu mai vorbim de finanțare. Același lucru cam și cu inspectoratele școlare. Și polițiștii lucrează deopotrivă cu reprezentanții inspectoratului școlar județean pentru a fi asigurată securitatea în școli. În prezent, pentru siguranța mediului școlar, lucrăm chiar în prezent la o situație privind elevii în situații de risc și vulnerabili. Și aici ne referim la fenomenul de violență și de bullying. Dorim să avem această evidență pentru a putea, la începutul anului școlar, să demarăm anumite proiecte pe care le avem în atenție împreună cu ISJ, dar și cu CJRM Mehedinți, și să putem să acționăm înainte de a să prevenim mai ales faptele antisociale care se întâmplă în unitățile de învățământ. Școala va începe pe 13 septembrie cu prezență fizică pentru toți elevii și fără scenarii de funcționare, potrivit declarațiilor ministrului Educației Sorin Câmpeanu.